Mais um. Yes, Cebrin. De băut. Dă-mi și mie cea de băut. Ce? Scuze, scuze. Dă-mi o bere. Dă-mi o bere. Nu, de asta. Iartă-mă. Dă-mi fără alcool dacă ai. Că-s cu mașina. Dar nu mi-am dat seama, scuze-mă. Madalin? Da, colegă. Adu-și mie o bere fără alcool, că domnul e cu mașina. Circa asta? Da, eram prin zonă. Poți să mă aduci un atel? Imediat. Ce-i asta, mă? Banii. 13 lei? Ai consumat de 30. N-am băut atât. Băi, vină un coace, mă, unde pleci? Nu ți-am pus două bani. Alo, ai grijă cum vorbești. Tu ce vrei, mă? Mă descurc. Sau ești cu ăsta? Ce? Hai, lasă că știu eu cum veniți voi, câte doi, să mă învrăjiți aici. Vale de aici, nesimțiților. Băi, Maruțe, ca să te ajut. Păi ia mâna de pe mine. Sau ce? Ia mâna de pe mine sau te pocnesc. Mă pocnești? Ia pocnește-o, ia. Dă-mă, ia pocnește-o, dă-i. Hai să te văd, copilul. Tu ai vrut-o. I-a zis să dau. Ce faci aici? Te doare? Nu mă doare, e ok. Okay. Bă, cum ai putut să faci asta? Hai că n-a pățit nimic. Știi că-i fractul? Eu nu am niciun frate. Ba da, ai. Anastasia, nu? Sia. Bine, Sia. N-a ieșit tatăl meu. Și mi-a trimis o scrisoare cu poza ta. Nu cunosc niciun nai, nu știu despre ce vorbești. Nu minți, te rog frumos. Că... Lasă-mă în pace. Bună seara. Am primit o reclamație că a fost o bătaie aici. Nu, e o încurcătură. Vă puteți legitima și dumneavoastră, vă rog. Da, sigur. Și dumneavoastră, domnișoară. Nu am buletinul la mine. Atunci mergeți cu mine la secție. De ce să merg la secție? Nu am făcut nimic. Zis că vii cu mine la secție. Nu merg nicăieri, ia mâna de pe mine. Atunci te iau pe sus. Lasă-mă să face că nu merg nicăieri. Nu. Pune-i cătușele. Petru, fă-ți ceva. Ați ești arestată pentru rezolvă. Nu am nevoie de ajutorul tău. Mișcă. Mai. Da, știu că a agresat un polițist. Știu. Dar a fost o situație de... Ascultă. Bine, am înțeles. Vă mulțumesc. N-ai ce să faci, nu? Da, a primit 30 de zile de arest preventiv. O să-i facă cazier. Îmi pare rău. Măcar m-am lămurit. Cu ce? Pe la cum a reacționat, e clar că-i sor. Sincer, și eu am văzut niște asemănări. Da? Ce faci acum? Trebuie să o scot acolo. O să vorbesc și cu Pavel și cu Emma. Și crezi că o vor accepta? Nu știu, cam de vreme să... Ea n-a greșit cu nimic. Și nu pot să o las așa nimănui.